Numeri, capitolul 16. Core, fiul lui fiului fiul lui Gehat, fiul lui Levi, s-a răsculat împreună cu Datan și Abiram, fiul lui Eliab, și On, fiul lui Pelet, toți trei fiul lui Ruben. S-au răsculat împotriva lui Moise, împreună cu 250 de oameni din copiii lui Israel, din fruntașii adunării, din cei ce erau chemați la sfat și care erau oameni cu nume. Ei s-au adunat împotriva lui Moise și Aaron și le-au zis, Destul, căci toată adunarea toți sunt sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Când auzim Moise lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ. A vorbit lui core și la toată ceata lui și a zis, mâine Domnul va arăta cine este a lui și cine este sfânt și îl va lăsa să se apropie de el, va lăsa să se apropie de el pe acela pe care îl va alege. Iată ce să faceți, luați cadelnițe, core și toată ceata lui, mâine puneți foc în ele și puneți tămâie pe ele înaintea Domnului. Acela pe care îl va alege Domnul va fi sfânt. Destul copiii lui Levi. Moise a zis lui Core, ascultați dar copiii lui Levi. Prea puțin lucru este oare pentru voi că Dumnezeul lui Israel va ales din adunarea lui Israel, lăsându-vă să vă apropiați de el ca să fiți întrebuințați la slujba cortului Domnului și să vă înfățișați înaintea adunării ca să-l slujiți? Va lăsa să vă apropiați de el, pe tine și pe toți frații tăi, pe copiii lui Levi. Și acum, mai voiți și preoția? De aceea te adun tu și cea ta împotriva Domnului? Căci cine este Aron ca să cărtiți împotriva lui? Moise a trimis să cheme pe Datan și pe Abiram, fiul lui Eliab. Dar ei au zis, nu ne suim. Ne ajunge că le-ai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere ca să ne faci să murim în pustiu? De vrei să mai și stăpânești peste noi? Ce bine ne-ai mai dus într-o țară unde curge lapte și miere și ce bine ne-ai mai dat în stăpânire, ogoare și vii? Crezi că poți să iei ochii oamenilor? Nu ne suim. Moise s-a mânea foarte tare și a zis domnului, nu căuta la darul lor, nu le-am luat niciun măgar, și n-am făcut rău niciunea din ei. Moise a zis lui Core, tu și toată ceata ta, mâine să fiți înaintea Domnului, tu și ei împreună cu Aron. Luați-vă fiecare cadelnița lui, puneți tămâie în ea și aduceți fiecare înaintea Domnului cadelnița lui, 250 de cadelnițe, tu și Aron, să vă luați și voi fiecare cadelnița lui. Și au luat fiecare cadelniță, au pus foc în ea, au pus tămâie în foc și au stat la ușa cortului întâlnirii împreună cu Moise și Aron. Și Corea a chemat toată adunarea împotriva lui Moise și Aron, la ușa cortului întâlnirii. Atunci slava Domnului s-a arătat întregii adunări și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron și a zis Depărtați-vă din mijlocul acestei adunări și îi voi topi într-o clipă. Ei au căzut cu fețele la pământ și au zis Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor oricărui trup, un singur om a păcătuit și să te mânii împotriva întregii adunări? Domnul a vorbit lui Moise și a zis Vorbește adunării și spune, dați-vă la o parte din preajma locuinței lui Core, Datan și Abiram. Moise s-a sculat și s-a dus la Datan și Abiram și bătrânii lui Israel au mers după el. A vorbit adunării și a zis, depărtați-vă de corturile acestor oameni răi și nu vă atingeți de nimic din ce este al lor, ca să nu pieriți odată cu pedepsirea lor pentru toate păcatele lor. Ei s-au depărtat din preajma locuinței lui Core, Datan și Abiram. Datan și Abiram au ieșit afară și au stat la ușa corturilor lor cu nevestele. Copiii și pruncilor. Moise a zis: Iată cum veți cunoaște că Domnul m-a trimis să fac toate aceste lucruri și că nu, nu lucrez din capul meu. Dacă oamenii aceștia vor muri cu mor toți oamenii și dacă vor avea aceeași soartă ca toți oamenii, nu m-a trimis Domnul. Dar dacă Domnul va face un lucru nemaiauzit, dacă pământul își va deschide gura ca să îi înghită cu tot ce au, așa încât se vor coborâ de vii în locuința morților, atunci veți ști că oamenii aceștia au hulit pe Domnul. Pe când disprăvea el de spus toate aceste vorbe, pământul de sub ei s-a despicat în două. Pământul -a, și-a deschis gura și a înghițit pe ei și casele lor, împreună cu toți oamenii lui Core și toate averile lor. Și s-au coborât de astfel de, astfel de vii în locuința morților. Ei și tot ce aveau. Pământul i-a acoperit de tot și au pierit în mijlocul adunării. Din mijlocul adunării. Tot Israelul care era în jurul lor, când au țipat ei, a fugit, căci ziceau: Să fugim ca să nu ne înghită pământul. Un foc a ieșit de la Domnul și a mistuit pe cei 250 de oameni care aduceau tămâia. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Spune lui Eleazar, fiul lui preotului Aaron, să scoată cadelnițele din foc și să lepe de focul din ele, căci sunt sfințite. Cu cadelnițele acestor oameni, care au păcătuit și au ispășit păcatul cu viața lor, să se facă niște plăci întinse cu care să se acopere altarul, fiindcă au fost aduse înaintea Domnului și îi sunt sfințite. Să slujească de aducere aminte copiilor lui Israel. Preotul Eleazar și a luat cadelnițele de aramă pe care le adusese cei arși și a făcut din ele niște plăci pentru acoperirea altarului. Acesta este un semn de aducere aminte pentru copiii lui Israel, pentru ca niciun străin care nu este din neamul lui Aron să nu se apropie de a, să aducă tămâie înaintea Domnului și să nu îi se întâmple ca lui Core și cetei lui, după cum spusese Domnul prin Moise. A doua zi, toată adunarea copiilor lui Israel a cărtit împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron, zicând, voi ați omorât pe, to pe poporul Domnului. Pe când se strângea adunarea împotriva lui Moise și împotriva lui Aron și pe când își îndreptau privirile spre cortul întâlnirii, iată că l-a acoperit norul și s-a arătat slava Domnului. Atunci Moise și Aron au venit înaintea cortului întâlnirii și Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Dați-vă la o parte din mijlocul acestei adunări și îi voi topi într-o clipă. Ei au cozut cu fețele la pământ și Moise a zis lui Aron, Ia caldelnița, pune foc în ea de pe altar, pune tămâie în ea, du-te repede la adunare și fă ispășire pentru ei, căci a izbucnit mânia Domnului și a început urgia. Aaron a luat caldelnița, cum zisese Moise, și a alergat în mijlocul adunării și iată că începuse urgia printre popor. El a tămâiat și a făcut ispășire pentru norod. S-a așezat între cei morți și între cei vii și urgia a încetat. 14.700 de inși au murit din urgia aceea, afară de cei ce muriseră din pricina lui Core. Aaron s-a întors la Moise la ușa cortului întâlnirii. Urgia încetase. Capitolul 17 Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și ia de, pe, de la ei un toiag după casele părinților lor, adică 12 toiege din partea căpetenilor lor, după casele părinților lor, să scrii numele fiecăruia pe toiagul lui. Și să scrii numele lui Aaron pe toiagul lui Levi, Căci va fi câte un toiac de fiecare căpetenie a caselor părinților lor. Să le pui în cordul întâlnirii înaintea mărturiei, unde mă întâlnesc cu voi. Bărbatul pe care îl voi alege va fi acela al cărui toiac va înflori. Și voi pune capăt dinaintea mea cârtirilor pe care le ridică împotriva voastră copiii lui Israel. Moise a vorbit copiilor lui Israel și toate căpetenile lor i-au dat câte un toiac, fiecare căpetenie câte un toiac, după casele părinților lor, adică 12 toiegi. Toiagul lui Aaron era în mijlocul toiegilor lor. Moise a pus toiegile înaintea Domnului în cortul mărturiei. A doua zi, când a intrat Moise în cortul mărturiei, iată că toiagul lui Aaron, care era pentru casa lui Levi, înversise, făcuse muguri, înflorise și copsese migdale. Moise a luat dinaintea Domnului toate toiegele și le-a adus tuturor copiilor lui Israel ca să le vadă și să-și ia fiecare toiagul lui. Domnul a zis lui Moise, pune toiagul lui Aaron înaintea mărtur mărturiei, și să fie păstrat ca un semn pentru cei răzvrătiți, ca să pui astfel capăt înaintea mea cărtirilor lor și să nu moară. Moise a făcut așa. A făcut în tocmai după porunca pe care o dăduse Domnul. Copiii lui Israel au zis lui Moise, iată că murim, pierim, pierim cu toții. Oricine se apropie de cortul Domnului, moare. Va trebui oare să murim cu toții?